Apar informații noi în cazul tinerei mame din Timișoara care s-a aruncat de pe bloc cu cei doi copii în brațe. Rudele fostului soț spun că femeia a avut un iubit care a terorizat-o și o amenința că îi ia copiii. Este vorba despre un bărbat bogat, extrem de influent. Un sicriu alb în care se află o întreagă familie, Iuliana, fetița ei de 6 ani și băiețelul de 2 ani. A fost dorința tatălui să fie înmormântați toți împreună. Tot el le-ar fi dat anchetatorilor o posibilă pistă privind motivele pentru care fosta lui soție a comis acest gest. Ar fi fost terorizată de fostul iubit. Și mama lui, soacra Iulianei, confirmă ipoteza. Știam de relația lor și ea mi-a povestit că știu de la ea că amenința că ia copii. Că Marcel i-ar lua copiii? Da, da. Asta mi le-a spus ea. Erau de mult împreună? Aveau o relație de mai multă vreme? Da, exact. După divorț, Iuliana a început o relație cu un bărbat bogat și extrem de influent în Timișoara. La el a locuit o vreme și de la el s-a mutat cu o lună în urmă, când a decis că vrea să reia căsnicia cu fostul soț. Amândoi copiii sunt al lui Alex. Iulia era o mamă bună? Foarte bună. Foarte bună și iubea foarte mult copiii. Că vrea să plece, vrea să se reîntoarcă la noi în familie, că o amenință Marcel că ia copiii și se simțea un pic așa nesigură pe ce o să fie, ce era schimbată. Sicriul cu trupurile neînsuflețite a fost depus la o capelă din Timișoara. Păcat că s-a întâmplat așa ceva. Înainte de căsătorie era prietenă cu fetele mele. Foarte cu minte. Nu, nu mai am cuvinte. Păcat că s-a întâmplat așa. Păcat e și de copilaș. Înmormântarea va avea loc mâine.